când ești gata. Bună ziua, bine v-am găsit și vă mulțumim pentru prezență în condițiile vitrege de astăzi. Faceți, domnul Dinu, remarca că suntem în sediul Partidului Național Liberal la o temperatură de 5 grade, ne este rețeaua electrică căzută, se lucrează de o săptămână și astea sunt condițiile. Motiv pentru care și conferința nu va fi una foarte, foarte lungă. Domnul Dinu? Da, vă mulțumesc mult de tot pentru prezență și trăiesc cu speranța că lucrurile vor fi atât de bine detaliate încât să înțelegeți atât dumneavoastră cât și publicul giurgiuvean. Evident că ne aflăm într-o perioadă destul de delicată, într-o perioadă confuză, o perioadă care ne-a prins nepregătiți și în urma acestei perioade întotdeauna am ales calea cea mai dificilă. Am să abordez câteva subiecte în conferința de presă de astăzi și aș începe cu un preambul și mă refer la atacurile care vin din partea PSD-ului atât de agresive și furibunde. Evident că eu nu am vrut să cobor linia intelectuală atât de jos încât să ajung la același nivel cu cei din PSD. Evident că nu am atacat niciodată familiile. Am spus doar că în urma deciziilor pe care au luat-o în cadrul partidului, fiindcă mi-a fost dat afară, dar nu mare importanță, v-am spus, din cadrul Ministerului Economiei și a angajat-o în locul ei pe soția lui Maria Mina, zis Cheletul, președintele Consiliului Județean. Eu atât pur și simplu am spus. Nu m-am referit și nu le-am acordat niciun fel de atribut nimănui. Evident că am fost puțin bulversat în momentul când am citit în opinia giurgiuveană declarația domnului Mina. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte l-am și văzut filmat pe o casetă în care își ținea cu atâta ardoare și cu atât foc conferința de presă. Evident că am descoperit anumite stări de spirit la dânsul. La un moment dat am crezut că tremură hârtia în mâna dânsului, dar mi-am dat seama că tremură el cu hârtia în mâna, citind. Nu vreau să vă ascund că am descoperit foarte multe greșeli de exprimare în cadrul acelei conferințe de presă făcute de către nimeni altul decât de către domnul Scheletu, președintele Consiliului Județean. Așa a zis-ul președintele Consiliului Județean, că și el, săracul, este în suferință în momentul de față Consiliului Județean, că este supus unui analfabetism administrativ fără precedent. Lăsând la o parte acel analfabetism funcțional care îl caracterizează și caracterizează pe toți membrii PSD Giurgiu. La un moment dat mă gândesc să-l dau în judecată pe domnul Scheletul. Dar n-am să o fac. Fiindcă am identificat în mesajul dânsului care l-a transmis pe cale verbală atât mie cât și celor doi colegi ai mei, în speță domnul președinte Marin Anton și domnul secretar general Costel Dumitru, lucru care, părerea mea, sunt puțin deplasate și nu sunt la locul lor. Adică nu poți să acorzi asemenea atribute unor oameni care cât de cât sunt integri, au și atât raționament cât și discernământ. Dar am descoperit la mine, cel puțin, când mi-a acordat un anumit atribut, ca și o persoană cu atenție, cu dezabilități mentale. Cuvântul dezabilitate nu se găsește în dicționarul limbii române. Și atâta timp că dacă făceam o plângere penală sau îl dădeam în judecată, îmi respingea, fiindcă nu există acest cuvânt și era foarte ușor ca avocatul să se apere, fiindcă vrea să spună altceva. De fapt, în dicționarul limbii române există cuvântul dizabilități. Da, există acest cuvânt.
Dar să fie foarte atent la modul cum se exprimă domnul, fiindcă nu sunt eu în eroare, este dânsul, oamenii o să identifice greșelile de exprimare și o să-și facă o părere. Și acea părere a oamenilor când și-o fac, gata, au pus eticheta, s-a terminat. Nu ți-o mai ia nimeni de om analfabet. Cu părere de rău, adică nici l-aș fi vrut astăzi să deschid acest subiect, dar am fost obligat de împrejurimi, atât timp cât am și o vârstă 57 de ani, am o familie. Vă dați seama, adică modul de exprimare este pur și simplu grotesc. Și evident că dau seama că vine din periferie. Am încercat și încerc de câteva zile, dialoghez cu dânsul pe WhatsApp și să încerc să îl ridic cât de cât, să-i ridic ștacheta sau linia intelectuală un pic mai sus decât se află în momentul de față. Pe WhatsApp i-am trimis prima lecție de limba română și mă refer la modul general, i-am trimis nivelul de limbă, să identifice și el cele trei vocabulare care sunt în lexicul limbii române. Și anume să identifice vocabularul familiar care de fapt îl și folosește des, vocabularul curent și cel elevat. I-am dat mai multe amănunte acolo și sper să înțeleagă, să nu intre pe ureche și să iasă pe cealaltă. I-am trimis și prima lecție de gramatică și mă refer la părțile de propoziție, atât principale cât și cele secundare. Am trecut prin toate, atât subiectul, predicatul, atributul și complementul, cât și pe de altă parte, prima lecție în cursul zilei de ieri am făcut-o cu dânsul, o să vă arăt pe WhatsApp, i-am trimis părțile de vorbire și am început cu substantivul. Suntem la substantiv deocamdată, vom trece și la verb, numerar, prepoziție, conjuncție, toate părțile, fie ele flexibile, mai puțin flexibile și neflexibile. Evident că o să trecem și la semantică, după aia să identificăm sinonimele, să identificăm antonimele, omonimele, paronimele și așa mai departe. O să încercăm să ridicăm cât de cât ștacheta intelectuală. Cam atât. Aș fi avut multe să spun despre el și despre nașul lui. Dar mă abțin, fiindcă nu vreau să mă cobor la nivelul dânșilor. Dar un subiect foarte important pe care îl voi aborda în fața dumneavoastră și dumneavoastră, pe intermediul dumneavoastră, transmit în societății, este raportul de evaluare al ministrului Tudorel Toader în ziua de ieri. Raport care, din punctul meu de vedere, făcut cu echipă de investigație, este ilegal. Și, în primul rând, mă refer la articolul 54 din legea 303 pe 2004, fiindcă un șef de instituție, fie DNA, fie DICOT sau Partidul General, nu se poate revoca decât în urma unor rapoarte făcute și constatate atât de către CSM cât și de Inspecția Judiciară, când scot în evidență prostul management, cât și sancțiunea disciplinară. În această cauză nu există nici prost management și nici sancționare disciplinare din partea organelor competente. Evident că sunt două rapoarte care se fac asupra acestor instituții, fie pe de o parte DNA-ul, cât și pe cealaltă parte, Parchetul General, cât și DICOT-ul. Este un raport care se face anual și este un raport privind propria activitate a acestor instituții și hai să ne referim la DNA, că el a cerut revocarea șefei DNA-ului și un raport în urma unui control. Evident că anual se fac aceste rapoarte. Domnul ministru Tudorel Toader ieri nu avea cum să aibă propriul raport al DNA-ului, fiindcă nu a fost predat decât el se face și se predă anterior lunei februarie.
iar raportul de activitate propriu al DNA-ului va fi prezentat pe data de 28 februarie, când va fi prezentat în fața CSM-ului și fața ministrului. Ministrul mai departe prezintă o sinteză a raportului sau concluziile raportului comisiei juridice din cadrul Parlamentului României. Fie Senat, fie pe de altă parte Camera Deputaților. Rapoartele care au fost făcute până acum, fie de Inspecția Judiciară, cât și de CSM, au fost concluzionate la pozitiv. Adică DNA-ul a avut eficiență. Așa spune raport. Bazaconele cu care a venit domnul ministru și le-a scos în evidență nu este conform cu nicio lege. Sunt niște invenții ale dânsului, evident pe o presiune politică făcut din partea celor care au probleme majore. Și mă refer la șefii de partid, atât la Liviu Dragnea cât și la domnul Tăricianu. Și încearcă să scoate castanele din foc cu mâna altuia, în speță domnul ministru. Evident că mă așteptam că există nereguli, așa cum știți dumneavoastră, că s-a prezentat publicului situația de la Ploiești. Da, e normal și firesc, pe data de 12 a 2-a 2018, o echipă de inspectori a început niște verificări în cadrul DNA Ploiești. Ele vor fi clarificate dacă există indicii cu privire la posibile abateri disciplinare ale procurorilor implicați. Dar asta nu înseamnă că concluzia va veni curând. Nu. Nu. Va mai dura. Și mai există și o pârghie în caz dacă inspecția judiciară sau CSM-ul identifică abateri, evident că se va discuta în Consiliul, în cadrul CSM-ului și se va lua, evident, și măsuri. Dar există și cale de atac a celor care sunt, așa zis, bănuiți că au încălcat legea. Deci, în final, acest raport cu concluzii și soluții va apare cel puțin peste un an de zile, ceea ce se întâmplă astăzi la Ploiești. Așa că, din punctul meu de vedere, vă invoc și legile, adică este articolul 54 din legea 303/2004 cu privire la procedura care există pentru propunerea de revocare a șefei DNA-ului, cât și legea. Și mai sunt și hotărâri date care au fost în cadrul CSM-ului. Și cât articolul, privind articolul 74-75 din legea 317/2004, cu privire la ceea ce se întâmplă astăzi la Ploiești. Bun. Un alt subiect pe care am să-l abordez în conferința de presă de astăzi se referă la balta de la Ogreze. Grădinari. Stimați domn. Am primit și am văzut păreri foarte multe din partea unor oameni care se pricep și din punct de vedere legislativ și din punct de vedere administrativ, dar și cei care încearcă să se joace și să dribleze cumva legislația actuală română, cât și Constituția României. Domnule, m-a surprins faptul că domnul Bădălău a vorbit la modul general despre aceste acumulări de apă la nivel național. Dar, de fapt, ținta dânsului este doar balta de la grădinari. Știți că pe teritoriul județului Giurgiu mai sunt două acumulări de apă în speță Făcău și Mihăilești. Nu l-am auzit discutând absolut nimic despre acele două acumulări de apă. Doar strict ce le interesa pe dânsul, balta Obedeni, visul copilăriei, de a pescui în propria baltă. Bineînțeles, prin mici mijmașuri și prin
un slalom care îl cunoaște dinsul cât de cât a se strecura prin legislația română. Am să-i spun dânsul în felul următor. Că nu o să treacă niciodată aceste bălți din proprietatea statului român în domeniul public sau domeniul privat al județului Giurgiu și în speță Consiliul Județean și nici la comunitățile locale. Fiindcă există un vid constituțional, articolul 126 din Constituția României, unde spune în mod expres că acumulările de apă au un regim special, aparțin statului român și date în administrare apelor române. Stop! Din momentul ăsta, indiferent ce se încearcă de aici încolo să se procedeze, ca aceste bălți, și nu le spun acumulări de apă, datorită faptului că pentru Bădălune e o acumulare de apă și este o baltă de pescuit. La asta m-am referit. Domnul Bădălă să uite. Nu este la prima încercare. Am mai încercat odată în perioada când Adrian Năstase era prim-ministru al României, domnul Sârbu era ministrul agriculturii și chiar am asistat și eu la acea discuție în cadrul, să zic eu, cât de cât oficial, dânsul în calitate de prefect, subprefect parcă era pe vremea aceea, da, subprefect al județului Giurgiu și eu în calitatea mea de vicepreședinte al Consiliului Județean. Și domnul Sârbu s-a exprimat în mod clar că se încalcă Constituția României. Am mai încercat încă o dată și n-a reușit nici atunci. Tot acest obstacol s-a lovit de Constituție. Faptul care dânsul a și, nu știu dacă dumneavoastră ați sezizat în conferința de presă pe care a ținut-o în incinta Partidului Social Democrat de săptămâna trecută, chiar a recunoscut la un moment dat că prima inițiativă legislativă pe care a vrut să o fac în acest sens, s-a lovit totuși de aceste furci ca ordine ale Constituției Române, articolul 126. Bine, nu s-a exprimat în modul care mă exprim eu. Dânsul a spus că doar e neconstituțional. L-a jucat foarte mult să fie mai puțin mai atent la ceea ce face și să încerce ca aceste mișcări bruște să și le controleze cât de cât. Fiindcă nu a făcut altceva decât să se autoelimine din cadrul PSD-ului central. Nu e o eliminare făcută că așa a vrut Dragnea. Nu, e o autoeliminare. Fiecare sistem, fiecare concept are acest sistem de autocurățare. În momentul când ai călcat greșit și te pui tu ca persoană în fața principiilor, ideilor și a statutului partidului, evident că devii vulnerabil și în consecință te autoelimini. Asta este domnul Bădălău în momentul de față. Eu v-am spus de foarte multă vreme că Bădălău la caracterul pe care îl are va ajunge într-o situație de a pierde atât funcția de vicepreședinte al Senatului, cât și funcția de președinte executiv al partidului. Uitați-vă și dumneavoastră teama și frica, cum îl face și determină să se retragă în propria carapace și să se retragă după un mare stadion unde încerca să-și arate calitățile, să se mulțumească doar cu Giurgiu. Aceste mișcări pe care le face domnul Bădălău, inclusiv astăzi, că este la o vânătoare împreună cu primarii, la Malospart, vânătoare care, din punctul meu de vedere, se pare că este ilegală. Fiindcă pe data de 31 ianuarie s-a cam terminat cu vânătoarea, așa zis, vânătoare la goană. E doar la pândă se face în acest moment.
fiindcă a intrat în acea perioadă de interdicție când nu mai este voie să împuși femelele și pui, și doar vierii, adică porci, partea masculină. Probabil că are o autorizație de vânătoare, nu știu, nu vreau să vin în fața dumneavoastră să spun fel de fel de bazaconii, că nu vreau. Sunt organele competente care, în urma acestei vânături care se desfășoară astăzi pe raza Comunei Maluspart și Comunei Găiseni, nu Comunei Maluspart, satului Maluspart, mă scuzați. Din punctul meu de vedere, o văd ca ilegală, fiindcă se face în țarc. Nu știu dacă cota de porci mistreți acestei asociații sau acestui ocol silvic, că știu că sunt 11 asociații de vânători pe teritoriul județului Giurgiu, nu știu dacă mare cotă în momentul de față. Că de informațiile mele se pare că s-a cam diminuat cota de mistreți pe județul Giurgiu. Dar, în fine, e problema dânsului. Nu am vrut să spun decât că încearcă în momentul de față să atragă într-o cursă perversă primarii de a-l susține pentru viitoarea funcție pe care vrea să o dobândească în urma mișmașilor pe care încearcă să le facă, să-i inducă în eroare pe primari să fie ales. Dar ales la modul că, vezi, Doamne, trebuie să meargă cu presiune la Dragnea, să-i demonstreze lui Dragnea cât de iubit și de important este el în județul Giurgiu. Numai că primarii s-a săturat, să știți, de acest bădălău. Domnilor, bădălăul nu neagă nimeni că n-a adus proiecte în județul Giurgiu, dar nu i-a lăsat pe primari să facă acele proiecte și la latitudinea lor, conform legii române, și mă refer la partea de achiziții, cu legea 34. Nu. Ei săraci au fost pur și simplu torturați. Și li s-a arătat direcția în care trebuie să meargă, fiindcă asta e viața. Gândiți-vă la faptul că Bădălău, în momentul de față, depășește suma de 50 de milioane, 60 de milioane de euro contracte pe raza județului Giurgiu. Nici măcar în nordul județului nu l-a lăsat mărușii, nu ca să fie distribuite prin alte firme și distribuie prin firmele de casă, atât al Ofiso și al Ofisa și cât al Generiso. Adică, la modul cel mai serios vorbind. Nu știu dacă dumneavoastră ați citit sau ați identificat în momentul de față raportul Curții de Conturi pe 2017. Este o grozăvie. Este o grozăvie. Vreau să le atrag atenția domnilor primari că s-ar putea foarte mulți dintre dânsi și să dea bani înapoi. Fiindcă acele proiecte care au fost depuse la Ministerul Dezvoltării au mai fost depuse și pe fonduri europene. E o suprapunere în momentul de față. Nu știu, nu mă pricep și nu pot să cadrez din punct de vedere legislativ acum dacă este o infracțiune sau nu. Dar părerea mea, că mulți dintre primari vor da bani înapoi. În afară de faptul că calitatea lucrărilor este așa cum este și lasă de dorit, și vă mai spun un singur lucru, sunt primari. Și-l atenționez pe primarul de la Prundu, primarul de la Comana, primarul de la Butrugeni. Se-și pune la punct lucrările, fiindcă în urma unui eventual control, care va veni cât de curând. Nu că eu, Dinu, spun treaba asta. Așa e normal și firesc să se întâmple. Organele s-au autosizat al statului român și vor face control. Am informații că la Prundu nu s-au executat lucrări în momentul de față de aproape 7 milioane de euro. Poate le-o face, nu știu, eu nu spun că a furat banii primarul de la Prundu, Doamne ferește. Sau că i-a luat Bădălău acasă. Nu! Dar au avut banii alocați și nu apare încă lucrările. Lăsând la o parte cele făcute de calitate proastă și nu știu, din punctul meu de vedere, nici măcar cantitățile de materiale, nu știu dacă sunt conform caietului de sarcini. Eu spun că nu. Problema e destul de delicată, să știți. Destul de delicată. Și le-aș da un sfat. Cu cine a colaborat Bădălău, praful s-a ales. Praful s-a ales.
toți au avut probleme din cauza acestui individ feroce și calic după bani. Numai că a mai crescut un puișor lângă el. Atât de mult l-a îndopat încât l-a obișnuit cu calicia. Și eu nu vreau să fiu răutăcios. Chiar nu vreau. Dumnezeu, dar totul cu măsură. Iar primarilor răspund. Astăzi sunteți pușcăriabili. Mâine s-ar putea să fiți pușcăriași. În urma sfaturilor și indicațiilor pe care vi le dă așa zisul stăpân. Ele de fapt, de fel. Vă mulțumesc. Păi, ținând cont de condițiile în care ne desfășurăm conferința de presă și de asemenea ținând cont de faptul că colegul meu, domnul secretar general Ionel Dinu, a spus foarte multe lucruri, n-aș vrea să mai adaug prea mult, decât faptul că sesizez de ceva timp că ne cad consilierii precum migurile într-o perioadă, după Nicușor Iacob, consilierul județean, suspendat în baza unui ordine de suspendare în baza pe care nu reușim să-l avem. Ordinul de suspendare al lui Nicușor e ca mostul din Lognes, toată lumea vorbește despre el, dar nimeni nu l-a văzut vreodată. Am auzit astăzi că ne-a fost suspendat și un consilier de la Comuna Daia. Comuna Daia este un butoi de pulbere, este pe un butoi de pulbere. Cel care și-a depus... Da, consilierul de acum două săptămâni, două, trei săptămâni, care a fost validat acum două săptămâni, a primit astăzi ordinul prefectului prin care este suspendat. Bineînțeles, beneficient de aceea, știu eu, eroare legislativă prin care ordinul prefectului reușește să păstreze într-o anumită situație de fapt, până avea o hotărâre judecătorească, consilierul nostru o să rămână neconsilier la Comuna Daia, mai ales în condițiile în care la Comuna Daia nu există viceprimar, lucrurile luaseră cumva turnuri interesante în ceea ce privește Partidul Național Liberal, într-o oarecare măsură și alte, iar perdantul de serviciu era Partidul Social Democrat, așa cum va și fi de altfel. Despre ceilalți latinii spun del mortu in lenisit bonum, despre mort decât de bine. Așa îi percep pe domnii foști șefi ai Partidului Social Democrat la nivelul județului Giurgiu, lucrurile se precipită și în perioada imediat următoare să vedem că fără ca noi să avem vreun aport substanțial, chiar niciunul, vom vorbi despre dumnealor ca despre amintiri urâte. Apropo de ceea ce a încercat să facă ieri ministrul Justiției, nu e prima dată când o spun, va veni un moment în care să recunoști că ai avut vreo legătură cu Partidul Social Democrat în România și cu atât mai mult să recunoști că ai fost membru al Partidului Social Democrat va fi foarte, foarte periculos. Partidul Social Democrat reușește să se rupă complet de tot ceea ce este corect, normal și sănătos în administrația țării, în viața și bunul mers al României. Este, așa cum o spunem de foarte mult timp, ciuma neagră a societății românești. Cam atât am avut de spus. Să aveți o zi bună. Vă mulțumim pentru prezență.